acuzații la adresa viceprimarului de Chișinău din partea candidatului la primărie, Marcel Darie. De această dată el a venit însoțit de o pensionară care a povestit cum a fost nevoită să dea mită 600 de lei. Nistor Grozavul amenință pe Marcel Darie cu judecata. Candidatul la primăria Chișinău, Marcel Darie, care este și reprezentantul unei companii de construcții, s-a plâns că acum 4 ani a propus ca în Chișinău să fie construit un Disneyland, dar a fost refuzat. Acest stimat domn a propus următoarea variantă. Parcul de distracții se va construi în municipiul Chișinău doar în cazul când o persoană numită de dumnealui va deveni fondator cu 10% în compania Guga.com. Candidatul a venit în fața jurnaliștilor însoțit de o pensionară, care a declarat că acum 3 ani soția viceprimarului Grozavu, care este angajată a primăriei, i-ar fi cerut mită 600 de lei. Am intrat înăuntru, ne-au scos documentele, am dat banii, am luat documentele și am ieșit. De acum, deci se întrece orice măsură a bunului simț. Cred că cum procedează dumnealui, își face impresia că ceilalți tot procedează într-așa mod. Nistor Grozavu a mai precizat că îl va da în judecată pe Marcel Darie pentru calomnie și declarații minciunoase.